Care este produsul pe care îl putem consuma în post și are cele mai puține calorii, dar și cele mai multe proteine? Chiar dacă este post, se pare că avem deslegare pentru fructele de mare. Se pare că și religia se adaptează la vremurile noi și acceptă mici compromisuri alimentare. Postul Paștelui este lung, cu puține dezlegări la pește, așa că un strop de proteine de calitate nu strică. Pentru că asta sunt fructele de mare, o sursă excelentă de proteine de calitate a întâi, vitamine din grupul B, puține grăsimi și minerale din abundență. Știm că este sănătos să consumăm de minim două ori pe săptămână pește și fructe de mare, însă în practică nici 10% din populație nu atinge acest obiectiv. În acest context, creveții se dovedește cea mai simplă soluție. Sunt deja curățați și pot fi gătiți în câteva minute. Beneficiile nutriționale fac din creveți un superaliment. Sunt un concentrat de proteine și minerale cu putere sațiogenă maximă și fără riscuri pentru siluetă. Cu alte cuvinte, creveții sunt hrănitori, dar nu îngrașă. La capitolul surse de proteine sunt la fel de valoroși cu carnea și peștele, însă la capitolul minerale sunt net superiori, pentru că aduc tot ce e mai bun din mare. Iodul este esențial pentru accelerarea metabolismului și funcționarea optimă a tiroidei, iar zincul crește imunitatea și reglează funcția sexuală, de unde și efectul afrodisia. Pentru cei care vor să fie în formă, creveții sunt alimentul ideal pentru creșterea masei musculare. Niciun conținut crescut de colesterol nu trebuie să vă sperie. Combinația miraculoasă de nutrienți din creveți are efect pozitiv asupra profilului Pidic. cu așa argumente, eu zic că merită să punem creveții mai des în farfurie. Relatează știrile proteve.